Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce pleacă Iedi, pleacă Iedi, dar cine vine în locul lui Iedi? Păi n-auzi ce am zis la știri? Favorit, potrivit Gazetei Sporturilor, pare a fi Adrian Mutu. Pe ce se bazează gazeta? Scrie pe ce pe se bazează? Se bazează pe șut. Se bazează pe faptul că odată e liber de contract, ceea ce e destul de important, dar nu determinant. Se bazează pe faptul că el a mai colaborat cu Federația Română de Fotbal și se știe cu șefii de acolo. Și că a mai fost și oferta de federație pentru postul de selecționer în urmă cu niște ani. Ce are fost? Astea ar fi... Da, mie mi se pare că argumentele. După ani și ani cel mai potrivit pentru jobul ăsta ar fi Gheorghe Hagi. Sincer acum. El a fost, el a devenit antrenorul Naționalei României, a fost primul lui job de antrenor când s-a lăsat de fotbal. Știi ce se întâmplă? Iar acum, lasă-mă un pic, iar acum este fix antrenorul ăla despre care se spune că a crescut în ultimii ani cei mai mulți juniori și a aruncat pe piață atât la echipe românești cât și în străinătate. Adică are exercițiul ăsta. Echipa națională a României e o echipă tânără în continuare. Ai zis bine că a crescut mulți juniori, că e o discuție în piață apropo de asta, că multă lume zice că ok, a crescut juniori, dar n-a reușit să crească niciun fotbalist. Pentru că niciunul dintre toți juniorii aia care au plecat... Nu, e o discuție... Da, nu-mi place formularea, e... În sensul că niciunul dintre cei care au plecat de la Academia Hagi sau de la Farul Constanța nu a confirmat afară. Păi da, uite că... Uite, cu Puști... foarte mici excepții, tip Răzvan Marinda, care e la o echipă de pluton din Italia, adică n-a reușit să scoată, bă, unul măcar, în condițiile în care la viitorul, acum 10 ani, au ajuns, practic... toți juniorii talentați ai țării. Toată lumea s-a dus acolo. Adică păi era... da, vezi că cu juniorii aia a reușit să facă grupuri, cum a făcut și Edi, și a câștigat două campionate. Unul cu, un campionat cu Viitorul, un campionat cu Farul. A câștigat campionate, iar pe scheletul... Așa, scuză-mă, iertă-mă atunci, să-l pună pe Gigi Becali selecționer, că na, el se ocupă de FCSB și care câștigă campionatul tot timpul. Nu e adevărat, a câștigat unul în ultimii 10 ani. Doar cel mai potrivit, dacă așa e, Dan Petrescu. Dan Petrescu, uite, frate. Dan Petrescu, de ce nu Dan Petrescu? Ia o scurtă pană cu jucători formați de Hagi, a ajuns Naționala de Tineret în semifinale de campionat european. Bravo. Era că nu reușește să facă pasul la, în a deveni fotbaliști maturi, ăștia crescuți de Hagi. E o constatare. Hagi a lăsat de înțeles ieri la a lăsat de înțeles. Scrie și golazo.ro că la conferința de presă de după meciul de aseară dintre Oțelul și Farul Constanța, a întrebat dacă cumva, cum comentă, cum o vede cu Edi Iordănescu și dacă ar prelua echipa națională de fotbal, Gică Hagi a scăldat-o și a zis nu vorbesc despre asta acum, dar o să aflați la momentul potrivit. A dat tot asta. A zis că o să aflați la momentul potrivit? A zis, stai că vrei să zic exact că acum mă văd și pe mine la motivul potrivit, între timp, o confirmare. Între timp, dacă ne ascultați și aveți propuneri pentru postul de selecționer, o puteți face la 0728-3132. Dacă aveți idee cam cine ar fi cel mai bun sau cel mai potrivit, na. Așa. Pentru chestia asta. Întreba dacă așa a zis, în seara asta nu vorbesc decât despre meci, nu vorbesc despre altceva, mai devreme sau mai târziu veți vedea. Asta e un hagism. E un hagism. Eu nu cred că se pune problema să vină Hagi, pentru că... De ce? Răzvan Burleanu nu a fost niciodată în relații bune cu... Ba chiar au fost adversari, Răzvan Burleanu și Gică Popescu. Care este... Gică Hagi, gașca lor, nu au fost niciodată... Răzvan Burleanu a fost mereu cu ce... The others. Nu cu ăștia care au fost vedete la națională. Uite, Daniel spune Chivu selecționer și Mircea Lucescu director tehnic. Chivu a făcut iarăși treabă foarte bună la echipa de tineret a Interului. Da, nu tineret, la juniori. Chivu nu are experiență de antrenor la seniori. E un risc foarte mare să iei un antrenor lipsit de experiență și să-l pui selecționer, pentru că funcția de selecționer... Sigur, acum sunt mulți selecționeri tineri, e o modă. Înainte, selecționerul era meserie de martalog. Ca să zicem așa. Cum adică, mă, de martalog? Adică trebuia să fii plictisit de... Martalog? Adică un om în etate, plictisit de meserie, nu mai are chef de deplasări, antrenamente zi de zi, știi? Bă, este adică Pițurca a fost martalog? Martalog. Slujitor domnesc însărcinat cu paza granițelor și cu supravegherea punctelor vamale. Da. În argou e folosit ca bătrân. Uite, altă variantă.
alte variante. Răzvan Lucescu, dar nu cred că pleacă de la... Eu credeam că alte variante la Martalog. Salonic. Și Mudică e liber de contract. Și Mudică nu se pune problema. De ce? Băi, dar stai o secundă, că m-a întrebat Vlad cum e treaba cu... De ce cu selecționerul Martalog? Selecționer e, cum să spun eu, dacă ar fi să-mi aleg eu o meserie, eu mi-aș alege să fiu selecționer. Lăsând la o parte toate caterincile cu orice altceva, mi se pare cea mai frumoasă meserie din lume. Ai câteva meciuri pe an și în rest urmărești fotbaliști, atât în țară cât și în străinătate. Și vezi care e formă, care nu? Te duci pe la diverse loje de vorbești stadioane, stai de vorbă cu tot felul de cetățeni, toată lumea fuiește în jurul tău că n-ai selecționerul. Te mai vezi pe aia și din când în când se adună și ai un cantonament de o săptămână, că nu e timp. Știi? Și de asta se spune că e o meserie pentru cei care s-au plictisit de antrenorat și vor să... Dar îi vezi, cheme acolo în săptămâna aia, mai faci ceva cu ei sau că ei sunt vedete? Ideea e că tu, ca selecționer, trebuie să iei niște fotbaliști care sunt la nivel foarte bun și sunt pregătiți și doar stabilești cu ei o strategie de joc. Cam atât. Adică, mare lucru, n-ai timp să faci. Sunt fotbaliști care nu reușesc să asimileze o strategie de joc de-a lungul unui sezon. Să vină selecționer Martalogul de Dorinel Munteanu, zice cineva. Dorinel Munteanu Claudiu ar fi zice. Bombă pentru noi. De ce? Jur. Cum e el așa cu treningul ăla de și-l trage până sub buric, cum fluieră din degete și scuipă la fiecare fază, ar fi spectacol mondial. Deci, Dorinel, eu sunt fan Dorinel, comportamental. Peste buric, ceva... nu până sub buric. Peste el, buric. Peste, da. Nu mai găsesc mesajul, dar cineva zicea că, uite, dacă vine Hagi, o să fie și Hagi ăla, micul capitan de echipă. Apropo de nu mai găsești, Dorinel Munteanu găsește niște treninguri care nu se mai găsesc. Are niște modele ceva deosebit. El și cu Dan Petrescu. Crezi că are un șifonier mai vechi? Nu știu ce are, mă, dar omul e mortal. Este crimă, e nebun. Zic cu Hagi mic ce? Cineva zicea, nu mai găsesc mesajul, că dacă vine Gheorghe Hagi antrenor, o să fie și Ianis capitan. Astea sunt mici răutăți. Da, sunt răutăți. Dar, uite, Neluțu Sabou. Neluțu Sabou, care face treabă bună la Universitatea Cluj. Da. Și mai vorbește de Lații Bellany, dar care, nu știu cum, și Loții... De Loții se vorbește de fiecare oricând dată. Oricând e ceva cu selecționerul, apare Loții. Și a apărut acum, dar nu cred că există vreo șansă, Marcel Răducanu din Germania, dar care tot așa nu profesează. Fostul... Știu, dar Marcel Răducanu e... Am văzut prin presa sportivă, așa... Bine, se și vehiculează acum, știi, hai să mai vehiculăm niște nume. Mai zi niște nume. Zi-mi un nume. Da. Da. Și mai e un nume pe lista trimisă de ascultători, dar nu știu dacă e liber până pe 20 ianuarie. Joe Biden e liber și el de contract. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.